Timp de 6 zile, 17 meșteri din județul Gorj, Vâlcea, Argeș și Mehedinți, pasionați de tradițiile populare, și-au dat întâlnire în municipiul Târgu Jiu. Încă de astăzi, meșterii și-au etalat obiectele la care au lucrat cu măiestrie pentru a le oferi cumpărătorilor. Am venit cu costume de Gorj, de Tizmana, costume schilerești, de băieți, de fete și brâie, brăciri, costume de copii. Toate numai noutăți. Câte zile veți sta aici? Păi stăm până duminică, atât cât e târgu. Acum nu știu dacă ne aduceți clienți prin reclama care o faceți. Să vedem. Să fie oamenii interesați de costumele populare? Da, da, sunt. Nu mai e ca odată. Acum și-au, nu știu, și-au dat drumul și copiii ăștia, le place muzica și le poartă. Și am rămas singurul care mai fac așa ceva. Și acum... Sunt confecționate de dumneavoastră? Da, da, personal de mine. Am 60 de ani de când fac așa ceva. Și la cine ați învățat această artă? Am învățat-o de la taică-l meu. Am avut de la cine, el a învățat-o de la părinții lui. Adică e moștenire de la tată în fiu. Am și băiatul care o duce mai departe. Deci nu se pierde tradiția? Eu așa zic, acum depinde cum le place, că tineretul de azi face un an, doi și pe urmă vede, găsește altceva mai cu bani și... Asta e muncă multă, muncesc. Eu, ca pensionar, mă distrez aceeași. Trăiesc și eu de azi pe mâine. Cât vă ia ca să faceți un port din acesta popular? Păi, iar îl făceam într-o săptămână, două, dar acolo anii mei fac o lună și ceva și poate și mai mult, o iarnă întreagă. Că nu mai e puterea, rezistența, stai să tragi cu apă, să coși, să faci. Chiar și operele lui Brâncuș i-au inspirat pe meșteri care s-au pregătit cu zeci de opere cioplite în lemn cu cele mai importante sculpturi ale Gorjului. Venim cu mare dragoste la acest târg. Eu, ceea ce vedeți dumneavoastră aici și privitorii care trec, sunt lucrări făcute de mine. Mă refer la căsuța țărănească, la carul țărănesc, la troiță, la fântâna țărănească și mai mult decât atât, în miniatură, operele marelui sculptor, așa, care ne face cinste toată țara și nouă Gorjului, ne-a făcut așa și ne-a lăsat aceste opere în miniatură, pe care privitorii le admiră foarte mult și chiar achiziționează din ele pentru un cadou, pentru a merge mai departe. De altfel, eu am avut expoziții în foarte multe locuri din țară și străinătate, în Franța, în Turcia, în Bulgaria, în Germania, și vă pot spune cu toată lipsa de modestie, am venit fără niciuna acasă. Toată lumea cunoștea operele marelui sculptor Constantin Brâncuș și, mai mult decât atâta, observau că nu este nimic făcut de o mașină, nu este nimic făcut manual, o presă sau, mă rog, cum este acum la modă, imprimantele astea, nu știu ce. Totul e lucrat manual. E lucrat din lemn de diferite nuanțe. Dacă observați, sunt îmbinate culorile lemnului. Lemn de prun, lemn de nuc, lemn de tei, de cireș, așa, deci nu este nimic vepsit pentru a-l transforma în chiciuri. Și sperăm că privitorii și vizitatorii care or să treacă pe aici, or să le admire. Nici tradițiile nu au fost date deoparte. Comercianții au oprit opinci tradiționale care pot da farmec traielor populare. Eu aștept un an acest eveniment, zil de orașului Târgu Jiu, nu? Vin de la Râmnicu, Vâlcea, s-a terminat aseară și la noi. Eu sunt vâlcean, născut în comuna Orlești, județul Vâlcea. Și eu confecționez opinci. Și plus promovez sportul popular românesc. Cam peste tot. Și vă dați seama, mă invită majoritatea pentru că dau culoare evenimentului. Și plus de aia, opinca e o piesă pe care dă dispariție. Și costumul popular fără opinci nu e complet. Și mai e că dacă poporul își pierde tradiția, își pierde și identitatea. Păi eu fac parte din generația care meșteșugurile se transmiteau de la tată la fiu, de la taică-meu. Taică-meu încă mai trăiește. Mă simt tot copil, din moment ce mai, cel puțin un părinte, dacă nu ai pământul. Că
le purtau și confecționau din necesitate. Nu erau ateliere pentru confecționat opinși, fiecare în familie cele necesare. Mamele coseau iile, copiii, fetițele se uitau cum se lucrează și duceau și ele mai departe meserile. Acum facem noi tradițional, atunci făcea parte din existență. Până duminică, meșterii îi așteaptă pe cumpărători să achiziționeze costume populare, sculpturi în lemn, obiecte tradiționale și mai multe alte produse făcute cu bun gust de către cei care păstrează tradițiile oltenești.